Deci alegeți general și cam atât, îi dăm ok. Adică nu-i dați ok, pune betonul. Un beton ce-o fi, C20-25. Nu contează ce armătură. Să nu împacă. Așa. În orice caz, dar îi dăm un ok. Deci în Axis nu există un concept de nervură sau lățime de integrare. Voi faceți cu funcția grindă, grinda, nu? Și știi, ea Da, se dacă conecteze la plan. este fixată, o transformăm în grindă. Este funcție grindă. Adică are și axiomele definite din natură. Aha. Este și este la bară nervoasă și păi inițial o definim ca bară și și facem așa că secțiune. când fixată, o transformăm în natură. Și acolo puteți stabili și lățimea efectivă, cât de mare e T-ul Nu, rezultatul. acolo creăm un grindă. Păi da, pentru grindă. Ok, deci e foarte apropiat de știa și mă bucură enorm că... Bun, e bine, eu mă bucur că va fi ușor. Singura diferență e că la noi o să definim secțiunea canal plan, adică bucata de sub placă și el își integrează cu placa și o să vedem în verificări că secțiunea compozită, adică TU, este de dimensiunile corecte. Și așa nu avem nici dublură de material, sunt câteva avantaje. Și nu e nevoie să dăm excentricitate, doar atașăm ca nervură și, într-adevăr, cum am văzut și prin axis, se poate stabili dacă e în axis grinda, e peste, e grinda întoarsă sau dedesubt. Aici o să desenăm direct cu o funcție în care faci o placă cu grind, se numește slab with rib sau planșor nervurat. O să definim o secțiune transversală pentru această nervură, care o să fie 200-400. Deci alegem secțiunea transversală dreptunghi, 200-400. Îi dăm OK. Închidere. Și închidere. Și acum mergem în structură. Elemente 2D. Planșiu cu nervuri. Și știa se poate desena ca în axis, adică să-mi desenez grinzile liniștite și să le conectez la placă. Ok. Ok, asta nu poate fi decât foarte bine. Dar v-am vrut să vă explic cum e cu etapele. Bun, haideți să vedem. Deci dacă setările lucrurilor o să fie floare la ureche, dar să știți că asta era o aplicație în care cel mai mult mă luptam cu utilizatorii din București, cu cel mai mulți la cursurile la București. Grosime. Aici o să alegem o grosime pentru placă, cât o fi pus aici, 200 de milimetri. Axa pot să o las centrat, este axa de calcul a grinzii, a plăcii, care este în planul median. Nu pun nicio excentricitate pentru placă. O să mă ocup direct de plan element liniar, în care o să specific grinzile acestea. Să zic să-mi pună prima grindă la 2 metri. Fac așa, era pe aici. Nu, la 1 metru, 1. După care, la distanța de 1, să-mi dispună grinzi și o să debifez, sau ia cum arată aici, da, debifez prima și ultima grindă. Deci le zic nu. Alinierea aici e ca în axis, inferior. Bun, și cam atât. Îi dăm OK. Și o să desenăm direct placa cu funcția dreptunghi. Ne asigurăm că, adică nu, punem 0,0, începem din origine. Și apoi o să pun celelalte două coordonate, adică 8 pe X, 6 pe Y. 8,6. Bun, numai că ai... Da, mai trebuie să bifăm și prima. Că dacă îi dădeam 0, distanța era bine. Deci ori dat 0 la prima deplasare, ori aș fi bifat să introducă și prima grindă. Dăm Escape. Și acum apare o parte foarte importantă, pe care voi o știți. Asta e avantaj față de cei care utilizează Etaps. Se poate stabili forma nervurii. În general pot să-i dau T simetric,
Fiindcă în momentul în care aș avea o grindă marginală, el n-are ce să se integreze la dreapta și atunci va lucra corect. Pot să explic, să aleg lățimea efectivă ca fiind o anumită dimensiune. Adică să aibă o dimensiune fixă, aici estimată în milimetri, sau să zic număr de grosimi. Observați, după cota asta, grosimile ar îmbrăca complet, dar mi-a și grosimea, să zic, lățimea grinzii. Cu câte lățimi lucrați în calcul? Câte grosimi de placă stânga-dreapta? La școală, la beton. 6. Da, 6 în total, exact. 6 cu 6. Acum, de ce am două opțiuni? Pot să lucrez, să-mi integrez eforturile de pe o zonă mai mare de placă, dar când fac dimensionarea, să lucrez pe un T mai mic. Deci să consider mai puțin. O să-i lăsăm la fel aici. Îi dăm OK. Dacă dezvoltăm aici modelul, o să avem grinzile. Tot ce trebuie să mai facem este să punem niște razăme în lateral. Deci, ați reușit? OK. Razămele le punem de la date model, razăm liniar pe elementul 1D și o să punem pe capete să lucreze grinzi. Noi punem, nu știu, un castrat. Și să le indicăm muchia. De fapt, nu. Scuzați, nu cu asta, ci pe marginea element 2D. Adică liniar pe marginea element 2D, încastrat și încastrăm marginea aceasta și marginea aceasta. Și dăm ischi. Bun, și văd că mai punem o încărcare uniformă de 5 kN. Îi dăm închidere. Mergem la cazuri de încărcare și mai punem un caz permanent, să zic. Mai dăm închidere. Și acum mergem în încărcare și punem și această valoare de 5 kN, forță pe suprafață, minus 5. OK. Și cam atât. Să rulăm calculul și dăm OK. Bun. Hai dăm închidere și să mergem la rezultate, că vreau să vă explic ce înseamnă aceste nervuri față de grindă, pur și simplu. Deci așa cum se văd aici, în previzualizările astea, zona asta albastră reprezintă zona de pe care el își integrează efortul. Dacă merg acum în elemente liniare, diagrame pe element 2D, mă interesează să ne urmărim MY. MY este momentul față de axa tare. Și uitați ce se întâmplă. Și asta, să zic, e... dacă nu avem bifa asta, nervuri, lățimea activă și dăm actualizare, din cazul 2, deci alegem cazul 2, actualizare, o să ne arate niște diagrame pe grinzi, eventual să-i dau pe element maximum, ca să avem mai multe valori. Deci dacă este să cerem un diagram fără a ține cont de efectul de nervură, adică faptul că grinda acum lucrează cu placa, am niște eforturi foarte mici. Și asta s-ar vedea și netanța. Deci netanța, care lucra cu shell placa și acum grinzile, asta ar fi eforturile pe care le obțin ei. De aceea ei pun o placă membrană nediscretizată ca să descarce numai pe grinzi să obțină eforturi mari. Ca să obținem corect, adică noi să dimensionăm doar secțiunea T, și în afara zonei de influență să se încovoaie placa, trebuie să punem bifa aceasta, nervuri lățime activă. Și dacă îi dăm actualizare, acum o să avem niște momente mai mari în grinzi.
Același lucru este și la placă. Dacă aș activa în partea de jos elemente 2D, forțe interne, din cazul 2 și cer MY, am niște valori de eforturi. Dacă în schimb pun bifa pe nervuri, nervura, da, de ce nu schimbă nimic? Hai să încercăm, cred că este MX. Pe MX lucrează, da. Deci la MX să vă arăt. MY era pe axa slabă în care oricum nu prea conta. Deci am niște valori de forțe. De momente, de exemplu. Pe axa aceasta, deci cum se încovoaie între viazăme. Dacă pun nervură, pe zonele de grindă se mai apară 0. Deci undeva 0 e pe galbenul ăsta. Singura zonă în care se mai încovoaie placa este în afara zonei de influență a nervurilor. Ok. Deci, practic, singura observație este să lucrăm cu întotdeauna să fie bifa pe nervuri. Și atunci o să fie efortul și ca în axis, și ca, dacă e să comparați modelul făcut de ceva la București, în ETAMS, deja lucrați cu nervuri, o să obțineți aceleași eforturi pe care ei le obțin din modelul cu membrană, placa și secțiune T grindă. Bun.